În Spania, tema țiganilor români a revenit în forță după episodul expulzărilor din Franța. Televiziunile iberice au realizat numeroase reportaje cu taberele de țigani români, în care prezintă viața lor, dar și problemele de integrare pe care le au. Din cei 775.000 de țigani din Spania, peste 50.000 sunt din România. Majoritatea se ocupă cu cerșitul sau colectarea de fier vechi și trăiesc în tabere pe lângă Madrid sau alte orașe. Un reportaj prezentat de Telecinco arată însă și o altă față a țiganilor români, cei care fură și comit acte de violență. Una dintre marile temeri care nu a fost exprimată încă oficial de autoritățile spaniole este aceea că țiganii din Franța vor migra în Spania. Numărul acestora nu este însă atât de mare. Un reporter, hotnews.ro, a stat preț de câteva ore printre țiganii stabiliți într-o tabără aflată la 15 minute de mers cu mașina de centrul Madridului. Să vedem ce fac ei, cum își duc viața și cât de integrați sunt. Dimineața o scol, beau cafeaua, am plecat la Cercia. La două, la trei. Unde aveți locul? Ua, este în centru. În centru? Piața Castilii. Aha. Piața Castilii. Și cu locul? De la ora 2-3 venim acasă, mai ne apucăm de acolo, de acolo, de acolo, mai facem și noi. Mai facem și noi, vine pe aici, ne spălăm și noi. Cât de cât? Uite, am mai îndreptat astea, că era găuri mari. De unde vă spălați noastră? Nu spălăm mai nicăieri. Nu, cu cei și apă de unde vă? Avem apă de la campament de acolo. Jos, acolo. Campament, de la campament, avem curent, avem și lingurii, avem televizoare, avem pule, nu îmi zic că n-avem. Bine, televizoare ce găsim pe aici? Te duci noaptea acolo cu necolea, găsești pule. Găsești televizoare, găsești toate nebunile, dar ce nu găsești? Calculatoare, de toate. Cămeri, fel de fel de prostii. Pentru că România este foarte, foarte traiul scump și n-ai cu ce să trăiești. Ești aici de bine de rău, mai faci un ban, te duci la cerșeală și mai faci un ban, te ții față pe mâine, nu se faci mare avoție. Te ajută. Am fost și în Franța, nu este foarte scârbos în Franța, și poliția e și oameni. Am fost în Portugalia, e cum e și Portugalia, dacă aici nu ești, aici mai faci banul. La por favor, da, aici da, bani, aici ce să mănânc, aici, aici e... Copiii mei stă aici cu măsa, eu mă duc la por favor, ca să-i trețin familia. Față de România, față de aici, România. Să ne țin de azi pe mâine. Ea ne ajută să dau copiii la școală. Este oameni buni aici, spaniolii. Da, da. Mă adresez la spanioli pentru că e oameni bun. Da. Față de români ai noștri, putem hoții. Putem să trăim și noi pe lângă ei. Da, la noi România ne-a mâncat banii, ne-a mâncat guvernul. Hoții mari la noi. Cum v-a mâncat noastră guvernul? Uite așa bine, uite România? Banii care s-au dus de aici, din Spania, din Franța. Unde este banii românilor? Nu este la guvernul? Și de ce a rămas? Oamenii oamărâși să dea în cap la o lume. Poții am avut oameni de acolo, de la noi, care i-a explodat în România și mi se pare că i-a pus interzicere pe buletin în 5 ani. Da, pentru Franța, dar pentru aici... Franța, da. Pentru Franța, frate, dar aici nu. Poate ducă oriunde. Da. Acolo le-a pus interzicere să mai se ducă. Dar dumneavoastră... Da, oricum n-avea dreptate ca să pune... Da, păi n-avea dreptate ca... Interzicere. N-avea! Oricum, n-avea. Uniunea Europeană. Păi da, așa este. Și așa este. Vreau... Ar fi mai bine să pune pe aia care fură, care sparge, da, care da, se explodeze pe avion, se pune să rămân cei care se le pune interdicție după 5 ani de zile care fac rele. Normal. Care fac rele. Sunt și eu de acord la treaba asta. Da, da. Păi toți suntem de acord așa. Păi din cauza lor, păi din cauza lor care sparge, care fură, care omoară, între care tot într-o oală. În Franța a făcut o greșeală, dar nu trebuia zis. Să facă pentru că suntem în Uniunea Europeană. Aici stau eu cu familia mea. Am doi copii, nevastă mea. Asta-i patul meu. Familia mea. Când e vara, cald, facem mâncare afară. Aici este soacră mea, socrul meu. Ea e soacră mea. Probabil că de expulzările din Franța, de tot scandalul de acolo, tu ce părere ai? E bine să vină romii din Franța aici sau nu-i... Deci, poate să vină, dar cei care n-au... Cei care nu fac probleme, cei care nu face omoruri, care nu fură, care nu sparge, care nu face alte lucruri, care sunt... Auzi, vreau să te întreb, spaniolii și lumea în general aici, te diferențiază pe tine față de aia care fac fără de legi? Care mă cunosc, nu mă face. Iar care nu mă cunosc, spun unii că e român și că sparge și că putare și că nu știu ce.
Și cum reacționezi tu când îți spune unul, băi, tu ești rău. Așa? Și ce? Ce? Pot să-i spun, deci dacă îl simt așa că vorbește ceva despre mine rău, îi spun, stai cu minte, cu tare, eu nu sunt, dacă... Mai vorbi cu poții Ciprian. Vrei să mă afli, că n-am nicio problemă, nicio denunță, tot de cât timp stau în Spania, poți, iar dacă nu, treaba... Înțeleg că sunt care se ocupă cu furt, cu droguri, da. Cu asta. Cred că sunt mulți, da. Mulți români și mulți români. De 50% din romi și de români care stau la case, cu chirii nu găsești bun lucru. Cu munci, cu arzi. Cât de des vine poliția la voi? Așa să vă întrebe, să vă controleze, să... Păi vine o dată pe săptămână, la două săptămâni, la o lună, poate să nu vine deloc. Depinde după reclamate care se fac în această zonă. Dar cine vă reclamă sau...? Nu ne reclamă nimeni, deci cum ar veni... Vine, ne vede suspect aici, cu mai mulți, cum suntem o familie mare, ne vede toți aici afară, vine, ne vizitează. Mhm. Trei frați, suntem aici și mergem la Ceșin. Bărbatul merge la fier, la bubele. Aha. Și plângă și facem bani. Și cum, cam cât faceți pe zi? Cum vă descurcați? Păi la fier nu pleacă ieftin fierul, la Ceșin mai mult de 40-50 la zi ne facem. 40-50, asta ce înseamnă? Euro, lei. Continuăm incursiunea noastră în lumea țiganilor români din Spania. Pentru a avea o imagine cât mai amplă a situației, am vorbit cu doi reprezentanți ai presei iberice, Francisco Heranz, redactor șef la El Mundo, și Andreea Riți de la El País. There is a very large Roma community, not from Romania, but is a large Roma community which is in some part kind of integrated, part of Spanish society. So the relationship between Spanish people and Roma ethnic people, it's in some sense made easier because of the presence, of the historical presence of this community. How about the concerns about the Roma coming from France? Yeah. Well, there are of course some concerns, but I would say not aired in mainstream, so that's important because I believe that until a politician doesn't get populist rhetoric, things can be handled properly. So underground there are some concerns, but I do not think that it's main concerns. Basically because we have in Spain such high unemployment, but I don't think Spain is going to be a very attractive place for people coming out from France, let's say, or Italy, which is experiencing some kind of same story. We are, in advance of this issue, and I think that we are a country to see, and to not as a model, but I see as a country where the integration with Roma are working more or less. I want to ask you about the concerns expressed that Romanians Roma from France will migrate and will come heavily in Spain. What's the discussion here in Spain about it? Yeah, that's a discussion regarding the issue because there are a few Roma Romanians coming here and trying to steal or making bad. They are concerned, but I think that there are few Roma indeed coming to Spain from France. I think that this. Nicu este un român din Constanța. După 8 ani în Spania a reușit să-și creeze propria afacere. Are un restaurant aflat la câteva minute de sediul central al El Mundo, celebrul cotidian spaniol. Povestește că țiganii români nu s-au integrat în Spania și creează aceleași probleme ca peste tot. Nu comit foarte multe acte de violență, ci doar fură și cerșesc. El mai spune că nu toți spaniolii pun egal între români și țiganii români. Romii fac aceleași probleme și nu se integrează în Spania ca în toată lumea. Ca în România, ca în Bulgaria, ca în Polonia, ca în state, ca peste tot. Nu e nicio noutate că romii nu se integrează oricâte eforturi s-ar face.
nicio noutate. Ei nu știu să, nu vor să se spele, ei nu vor să stea la bloc. Lor le place în corturile alea, ceabolas, cum le zice aici, și nu vor să se civilizeze, lor le place acolo. Bine că în spate la un cord ăsta mai găsești cât un, câte un pasat nou-nouț sau câteva pungulițe cu zăpadă, dar ăștia sunt rume, așa au fost și așa o să fie întotdeauna. Că Sarkozy a fost mai nebun și s-a bătut cu toată Europa ca să-i dea afară și a pus toată Europa în cap ca să-i dea afară și cu drepturile omului și cu tot, dar aici nu, spaniolii sunt mai moi, ei nu o să facă niciodată ceva să-i dea afară. A, ce fac? Îi mută de acolo pentru că, dintr-un loc pentru că vor să ridice nu știu ce interesul primăriei sau așa, dar e logic o să se ducă în altă parte și nu, nu o să-și ia niciun rom, nu o să-și ia un apartament să plătească între patru persoane 800 de euro sau 1000 de euro chirie, pentru că nu. Da. Ei n-au siguranța zilei de mâine. Da, păi să știe că la sfârșitul lunii are de plătit chiria plus apă, gaz, curent și așa mai departe. Da, povestea asta că romii din Franța, romii români din Franța vin aici în Spania, cât de adevărată e sau cum eu ce știi? Eu cred că e adevărată pentru că e, mai ales în Catalunia, aici nu ajung, pentru că din Franța e foarte ușor să ajungi în Catalunia, Barcelona, Tarragona, Girona, acolo da, e posibil. Chiar în reportajul ăsta de pe Telecinco ziceau că în Catalunia au venit foarte mulți din Franța de frică să nu-i trimită Sarkozy acasă. Oh,